Nicu Ben de aici, la datorie, da, nu contează, este marți, marți dimineața, da, pentru voi sunt aici să mai debităm niște prostii, să mai debităm niște glume, să mai treacă cumva încă o zi. Ce faceți? Bine? Ați dat like? Mulțumesc, v-am răspuns la comentarii, să rămână, subscribe, e ok, suntem pe canalul potrivit, da? Marți. Deși s-ar zice că sunt ceasuri rele, avem o veste bună. S-a deblocat licitația pentru măștile alea care trebuie oferite gratuit celor care sunt nevoiași, persoanelor cu probleme sociale. Înseamnă că cineva a luat cât trebuie și a zis, bine mă, hai să aducem măști să dăm la tot poporul. Baiui că între timp vreo 875.000 de români au rămas fără serviciu. Și mai urmează să fie disponibilizați alte câteva mii de români, pentru că situația este cum este. Vă dați seama, să ajungem la 1.000.000 de oameni care și-au pierdut serviciul din cauza pandemiei, îi bai mare. Îi bai mare pe politicieni, nu îi interesează. Ei fac și desfac acolo, la vârf. Ei uită că noi suntem cei care muncim pentru țara asta. Ei sunt acolo cocoțați pe scaun în vârf, nu îi interesează. Acum au un cap, numai alegeri, numai alegeri au un cap. Ăștia de la USR Plus, care până la urmă s-au înțeles, au scos o pereche de Adidas. Niște Adidas portocalii cu șireturi albastre sau șireturi, sau Adidas albaștri cu șireturi portocalii, în fine, și au sloganul ăsta, vara asta se poartă USR Plus. Mamă, parcă Botezatu, Cătălin Botezatu le-a făcut sloganul de campanie. Adică, cum ar veni? Noi nu avem ce mânca, dar să ne luăm Adidas. E bine dacă ne luăm Adidas, 260 de lei o pereche de Adidas de ăștia USR Plus. Păi nici Cioloș cu salariul lui de la Bruxelles nu-și permite să dea atâta, că el e mai econom, mai strângător. Și Dan Barna de la USR la poartă sandale. Sandale cu sau fără ciorapi. Bravo lor, au scos Adidas USR Plus. Mai rămâne să-l înveți pe Nicușor Dan să se înșireteze, că la e atâta de deștept de nu știe ce să facă cu șireturile, vă dați seama. Adidas și merg în campania electorală. Dar totuși Adidas cum sună? Înainte de 89, la ce le ziceam Adidas? La ce le ziceam? La piciorușele alea de porc. Numai alea se găseau în galantare. Deci sună și nu sună bine sloganul ăsta. Oricum, pentru alegeri, PSD-ul merge pe rețeta clasică. Avem și aici un țânțar care își face de cap. Merge pe rețeta clasică PSD-ul. Făină, ulei, pixuri și alte brelocuri. Deci rețeta clasică, fără Adidas, fără chestii sofisticate. Asta este. Nu știu ce să zic, dar zic, totuși zic că peneliștii și ei fac ce pot ca să ajungă în cât mai multe primării. De exemplu, avem un candidat la Craiova, un candidat din partea PNL-ului la Craiova, care a zis așa, zice, domnule, zice, principalul meu obiectiv după ce o să ajung primar al orașului Banilor, aduc antoldu la Craiova. Pentru tineri, pentru turism, pentru aduc antoldu la Craiova. Cred că e o măsură foarte bună. În Craiova nu mai trebuie consolidate școlile, nu mai trebuie reparate străzile, nu mai trebuie renovate spitalele, nu. Trebuie antold. Lună de lună să facă un festival de la grozavă în Craiova și atunci toată lumea îi mulțumită. Bă, ce idei, mă! Drept e că lumea s-a săturat de aceleași minciuni. Vă facem aia, vă facem aia, vă dăm aia, vă dăm aia. Acum omul zice, aducem antold, pâine și circ. Ar fi o treabă, dar nu cred că dă domnul Boc, nu cred că dă domnul Boc antoldul, pentru că într-o intervenție la radio a zis că la anul vom avea porție dublă de antold. Pensionarii din cartierul Grigorescu, cei care stau chiar acolo în zona arenei unde e festivalul, au început să înjure copios. Adică dublăm gălăgia cum ar veni. Și a zis domnul Boc, într-o încercare de a fi simpatic, a zis, zice, la radio, la ceva, sau ceva online, ceva interviu online, a zis așa, zice, Van Buren, dacă în 2019 a mixat timp de 7 ore, în 2021, la anul, când va fi Antoldu, va mixa 14 ore, dublu. Zice, va începe așa, cam de pe la 3-4 dimineața, intră popa în biserică, Armin mixează. Iese popa din biserică, Armin mixează. Merge lumea să mănânce masa de prânz, Armin mixează. Mi-a plăcut la domnul Boc, care are orientare religioasă foarte
Foarte bună. Asta cu intră popa în biserică, iese popa din biserică și Armin cântă în continuare. Extraordinar. Cine face concurență bisericii? Festivalul Untold prin DJ-ul paroh Armin van Buuren. Hai să fim serioși. Nu cred că atât e așa de disperată lumea să-l audă pe olandez cântând, nu cântând, că el nu cântă, mixând 14 ore. Dar mă rog, așa merg treburile. Pâine și circ. Vorbim despre muzică, vorbim despre petreceri, că și așa, acum terasele se închid la 11 seara, salutare, pe când faci tu încălzirea, nu mai poți să-ți petreci cu prieteni. Și când te gândești că asta e cam ultima lună de vară, unde găsești un loc retras, un loc frumos, e mină de aur. Ați aflat și prețul aurului, a crescut preț record la aur. Cine cumpără cel mai mult aur? Nemții. Așa știu ei, să-și facă provizii la vreme de criză, își fac provizii, își investesc banii în lingouri de aur. Am înțeles că dau 10 legături de sparanghel cules de români, atenție, pe un lingou de aur. Băieți deștepți, își fac depozite de aur. Noi, la noi când se anunță criză, ce facem? Baxul de hârtie igienică și drojdie. Acum fiecare se gândește cum să treacă mai bine criza. Dacă nemților ne place să treacă mai repede criza numărându-și lingourile, noi ne numărăm sticlele de ulei și rolele de hârtie igienică. Asta e. Da. O seară grea am avut, vă mărturisesc o seară grea, după ce i-am udat iară tufișul lui socra, i l-am stropit cu soluție talent 10 ml la 1 ml la 10 litri de apă, mi-a mulțumit socra și a zis, zice, liniște, trebuie să mă uit la meci mare. Finala campionatului CFR cu Universitatea Craiova a început meciul și eu am început să, când treceam pe lângă socra, ziceam, Oltenia Eterna, Terranova, ce se enerva. 1-0 pentru Craiova, după aia egalare, vai de mine, la 3-1, socră mea era în extaz, tu ai nume și renume, forța CFR, a desfăcut o sticlă de bulion, a crezut că e șampanie, a aruncat cu confeti, dar n-am avut confeti, a aruncat cu niște tăieței în sus, a bucurat. Iar când am auzit un zgomot, zic, ce sunt artificii? Nu vorbi urât cu mine, știi că am mâncat varză la amiază. În fine, soacra așa cum îi sub impresia finalei, e bucuroasă, mare microbistă, mare fan CFR. Aș fi zis că astăzi face ceva, o mâncare specială, de asta nici nu îndrăznesc să o trezesc, vorbesc mai încet, vorbesc mai cu grijă. Dacă și-a revenit și buxușul, tufișul de afară, înseamnă că e bine. Nu, eu norocos, ce să zic. Așa, socră, mai rar găsești. Cum nu mai găsesc ăștia infractorii, ci că s-a dat publicității un studiu. În România, unul din cinci infractori condamnați nu-i de găsit. Nu-i de găsit. Păi, dar normal, că de ce să-i caute? Știm că unul e în Serbia, unul în Londra, unul pe insulă, altul... Noi numai nu-i găsim. Ei anunță că ăsta ia, pac, pac, trebuie să-l înșurubăm, dar omul deja știe că și-a plecat. Păi unde? Cum să nu plece? Că și o pisică, dar știrea asta m-a amuzat teribil, în Sri Lanka, o pisică, dealer de droguri, a evadat dintr-o închisoare de maximă siguranță. Pisică, dealer de droguri. Acum noi avem dealer de droguri din portbagaj, de pe bicicletă, ăștia sunt mai experți. Au dresat o pisică, i-au pus la gât acolo un colier, ceva, ca să intre după el câteva grame de droguri. Și pisica mergea din închisoare în închisoare și salva, cu, ce să zic, salva, ajuta pe cei care se află la ananghie. Du-te, mă, du-te de aici. Avem faună. Și pisica a evadat, vă dați seama. Măcar aia din închisoare au zis, zice, o evadat, dar ne-a prins și șobolanii înainte. Păi dacă evadează pisicile din închisoare, cum să nu evadeze deținuții noștri care încă nici n-au intrat? Atâta pentru azi, mulțumesc de subscribe, mulțumesc de like, vă aștept în continuare în secțiunea de comentarii să discutăm fel de fel.
să vorbim, să povestim, să punem țară la cale, să găsim subiecte de discuție pentru zilele următoare. Că săptămâna e abia la început, mai avem miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică, weekend. Nicu Bendea vă salutează!